Noi am avut niște congrese în care am desemnat un candidat la prezidențiale și unul la funcția de prim-ministru. Dacă e nevoie să schimbăm ceva la cererea colegilor de la PNL, o să discutăm. Dar, sincer, nu știu și nici nu văd în acest moment despre ce e vorba, a spus Ponta. În ceea ce privește o eventuală rocadă la nivelul Uniunii Social-Liberale, dacă sondajele vor recomanda în acest sens, în sensul că din partea PSD să fie desemnat un candidat la alegerile prezidențiale, iar PNL să propună un prim-ministru, Ponta a spus. Păi, mai trebuie să vreau și eu, adăugând că mai are lucruri de făcut ca prim-ministru până în 2016 și că el nu candidează la președinție. Deci eu nu intru în discuția asta. Dacă va fi un alt lider PSD care să aibă șanse mai mari decât Antonescu la prezidențiale, nu știu, fiindcă nu am măsurat niciodată, sociologic vorbind, așa ceva, a adăugat Ponta. Președintele PNL, Crin Antonescu, declarase ulterior că premierul Victor Ponta ar fi un candidat redutabil la alegerile prezidențiale, dar nu unul mai bun decât el, în timp ce Traian Băsescu nu mai este o țintă de campanie, fiind un caz clasat.